Deci care e faza cu hackerile? Deci, un hack e același joc ca originalul, numai că e schimbată grafica. Deci, în general, și muzica e aceeași, și efectele aceeași, numai atât că e schimbată grafica. Și de multe ori e un joc interesant, de multe ori e o prostie. Deci, cei ce aveau timp liber sau au timp liber și se plictisesc și nu vreau să-l vadă, de exemplu, pe Mario, în Super Mario Bros. 2, poate că îl bagă pe Link, ca și în acest video, sau poate îl bagă pe Samus din Metroid. Deci, cam atâta, nu multe am de spus despre hack-uri. Deci, sunt care sunt interesante, sunt care sunt faine, sunt care sunt prostii, care nici nu merită jucate. Dacă cumva găsiți un hack care merită jucat și încercați-l, că e cu totul și cu totul altă experiență. Deci, dacă e făcut bine, atunci și e interesant. Deci, merită încercat, ca, de exemplu, acest joc de Legend of Zelda, Zelda. Da, scot-o 5-8 dintre jocurile mele. Am găsit un joc care mi s-a părut un pic interesant. Deci, din câte știu eu, Legend of Link sau Legend of Zelda doar două pe NES. Primul și al doilea. Și totuși am găsit un Legend of Zelda Curse from the Outskirts Redux. Și dacă vă vine să credeți sau nu, acest joc e un hack după Super Mario Bros. Primul. Și ăsta este Link, piticul ăla în verde. Și în loc de ciupercă prin un borcan, și-am și murit. Da. Deci, e Link din The Legend of Zelda 2. Și în mare parte arată destul de fain, nu zic că e rău. Oh, și strâng rupii, deci banii-s rupiile. Și terenul arată ca cumva. Vezi că nu mai sunt gumba și nu știu cum se numesc creaturile astea, că am jucat Legend of Zelda 2, dar nu am fost tare încântat el. Bun, și tot așa sar pe steag și intru în castel. Toate, fiecare intrare la castel are un trifon. Deci muzica e la fel. Și grafica arată bine, deci arată destul de bine arată. Și aici mi-a ieșit un fairy, un pixie. Bun, și a schimbat culoarea și acum am pușcă. Deci chiar și în joc, când își schimbă haina. Ia să vedem, este și ciolitura de la Mario. Ah, oh, și-am căzut jocul, că nu-i așa. Dar mergem mai departe. Deci arată fain și arată și ea cumva față de Super Mario. Și schimbat. Ah. Deci aici mai am luat un pixie. Ia să vedem. Nu pot? Da, nicio problemă. Mi se pare că cheat-ul ăla, ciolitura aia în care poți să alegi zonele, nu funcționează aici. Nu arată super. Uite și un lucru nou, poți să urci sus, oh, și-am și murit. Bun, și să vedem în castel ce găsim. Bun, ăsta e castelul. Ia să vedem. Hop, și nu-i Bowser? Ha, ha,
Nu-i Bowser. Am crezut că e Bowser, dar nu, e el. O, așa a sărit pe el. Bun, și... și ce creatura aia cu urechi? Thank you, Link, but the Triforce is in another palace. Ai, nu-i rău. Level 2-1. Deci... nu știu cine l-a făcut hack-ul ăsta, dar e super. Deci e o experiență nouă. Dacă îți place să joci Super Mario.